Un tânăr de 19 ani a fost reținut de polițiști, bănuit că a răpit un automobil. Potrivit oamenilor legii, în noaptea de 20 aprilie, suspectul a furat un autoturism parcat pe strada Bogdan Voievod din sectorul Râșcani al capitalei. La fața locului s-a deplasat grupa operativă care a găsit mașina pe o altă stradă din Chișinău. La scurt timp, oamenii legii l-au identificat și pe bănuit. În cadrul audierilor, tânărul și-ar fi recunoscut vina și le-a povestit polițiștilor cu lux de amănunte cum s-a întâmplat totul. Astfel, acesta a declarat că ar fi pătruns în automobil prin acces liber. După ce s-a plimbat un pic, acesta ar fi accidentat vehiculul, iar ulterior l-ar fi abandonat. Adolescentul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă amendă de până la 27.000 de lei sau până la 3 ani de pușcărie.